Este o zi, știu, importantă și o trăim așa cu o plăcere mai intensă, pentru că ne-am dorit foarte mult să promovăm. Am promovat și astăzi, practic, oficial este primul antrenament al Ligii 1. Să zicem că doar Borza ar trebui să fie puțin sau mulți? Nu, cu siguranță vor fi transferuri. Am lucrat și lucrăm în continuare. Ce e îmbucurător că Petrolul atrage. Chiar înainte să ieșim la antrenament am primit un mesaj și de la către un jucător care a evoluat Liga 1 anul trecut și îmi spune dacă e mai valabil că ar vrea să vină la Petrolul. Este clar, Petrolul va atrage și Petrolul va face transfer în continuare. Cel care te-a sunat a fost un tip pe care noi îl cunoaștem foarte bine, probabil. Dar tu nu poți să spui cine e? Nu pot să spun cu siguranță, da, dar suntem în discuție cu ei și cred că săptămâna asta, adică cu siguranță... L-ai primit? Da, cu siguranță săptămâna asta aveți mai auzit și alte nume noi la Petrolul, dar așa cum le spuneam și băieților în vestiar, le-am promis că o mare parte din ei vor rămâne, menținem această familie, depinde de ei în continuare de numărul de schimbări de care știu, avem nevoie să le facem. Când se va da verdictul final cu cine rămâne? Cine vine? În principiu ați văzut că la cine am renunțat nu mai este prezent în momentul acesta. Probabil că, știu, în două săptămâni până plecarea în cantonament, știu, 95% să fie definitivat lotul. Era un jur de 8 deocamdată. Vom avea și jucătorii pe care îi vom împrumuta, pentru că au nevoie de jocuri, nu au jucat foarte mult, așa cum este Prejmerean, dar veți afla mai multe zile următoare și mai concret. S-a stabilit și cantonamentul din Turcia? Da, 20 se va pleca în Turcia, știu eu, la cota 1000. Va fi o locație extraordinară pentru noi, unde, știu, echipele de prima ligă din Turcia, gen Galatasaray, Kayseri, fac acolo cantonamentele. Cu siguranță vom avea și adversari buni și va fi o perioadă ok pentru noi. Se știu și câte jocuri vor fi și cu adversarii? În jur de 5 jocuri sperăm să fie. Astăzi avem anumite informații despre adversarii, dar probabil că mâine vom ști mai sigur cam 4 dintre ei. Te deranjăm și mâine, așa, da. Cu mare drag. Petrolul și Claudiu Tudor trebuie să facă o echipă competitivă pentru Liga 1. În ce am văzut, cam din 16 echipe, 17 deja prin play-off-ul anul acesta. Noi vrem să rămânem modești, să încercăm să pregătim o echipă care să facă față pentru Liga 1. Nu vrem să spunem cuvinte mari, tocmai de aceea vrem să o luăm de jos, pas cu pas, și să construim o echipă și să dăm șansa că avem jucători tineri care, eu spun că pot fi valorificați și pot crește. Da. Ne pregătiți un sponsor mortal? Mi-aș dori, aici trebuie să discutați cu președintele clubului și cu membrii fondatori legat de această parte. Ei știu mai multe despre acest lucru. Am văzut pe tricourile de antrenament sigla MRS-ului. Ar putea fi ei? Cu siguranță vor fi alături de noi în continuare și sper să mai fie și alții lângă ei. MRS-ul este un partener important pentru noi. Ce o să facă Petrolul cu atâția bani? Haideți să-i avem întâi. Să-i avem și avem grijă să-i împărțim cum trebuie. Maftă. Nu neapărat, nu cred. Nu cred. Brazilian nu. Pot fi și din zona Serbiei. Pot fi și... Petrolul nu, ca spun eu, ca majoritatea echipelor din Liga 1 nu poate plăti sume de transfer, în afară probabil FCSB-ul și Craiova care fac această chestie, restul echipelor nu cred că își permit și Petrolul nu își poate permite să dea bani pe jucători. În toate compartimentele avem nevoie de și ne vom întâlni în toate compartimentele. Este adevărat că i-a spus contractul în față lui Sori de Iaraș și a refuzat să se înlesă? A zis că trebuie să se mai gândească, el are contractul, el mai are un an de zile contract cu Petrolul, pentru că are notificarea de prelungire, el a fost notificat din iarnă, deci Diara este jucătorul Petrolului. Îi putem spune gânditorul malian? Îi putem spune așa, dar el trebuie să știe că mai are contract cu Petrolul de zile și știe, sigur. Acest lucru. Atmosfera de Liga 1 din partea suporterilor?
Da, cred că acesta va fi atul nostru, în afară de, știu eu, omogenitate și familia pe care am creat-o și încercăm să o îmbunătățim. Cu siguranță ei vor avea un atu important, mai ales la meciurile de acasă. Jucători buni înseamnă și foarte mulți spectatori, înseamnă și bani, înseamnă și fonduri pentru club. Da, dar nu întotdeauna jucătorii buni îți asigură și rezultatul. Noi trebuie să găsim și să avem abilitatea necesară la puterea financiară pe care o avem noi, să găsim jucătorii care să poată să creeze o, știu, o echipă competitivă pentru anul acesta în Liga 1.